Zona în care se dorește amplasarea teraselor rustice pe perioada estivală este cea de pe strada Tudor Vladimirescu a municipiului, deoarece în această locație cetățeni nu sunt deranjați de zgomot, neexistând apartamente și case de locuit. Condițiile acestui comerț stradal sunt foarte bine stabilite prin caietul de sarcini, astfel municipalitatea nu-și dorește amplasarea de toalete ecologice în această zonă din partea comercianților, ci găsirea unor soluții benefice. O condiție esențială este aceea a toaletelor publice, pentru că în niciun caz nu dorim toalete ecologice. Cei care doresc cu adevărat să facă un asemenea comerț, să încheie eventual contracte cu persoanele juridice care desfășoară activitatea acolo în zonă, sau, dacă sunt chiar din zonă, este și mai bine, pentru a avea acces la toaletele societăților din zonă. De asemenea, o altă condiție importantă care trebuie respectată este aceea ca cei care doresc să execute un asemenea comerț să nu folosească mese și scaune din plastic, iar pentru că aspectul este foarte important, se urmărește ca toate terasele să fie decorate aproximativ la fel. După atragerea de investitori, în acest sens se va organiza și o licitație. Bineînțeles, pentru a nu distruge betonul amprentat, se impune terasament din lemn, un podium din lemn. Mobilierul trebuie să fie unitar pentru toate terasele care vor funcționa în acea zonă. Licitație, pentru că vrem cu adevărat să fie firme puternice, firme care își permit să investească într-un asemenea domeniu de activitate. Cât despre tarife, acestea sunt fixate și sunt specifice acestei categorii de comerț. Tot ce se închiriază la nivel de comerț stradal se închiriază cu 2 lei pe metru pătrat pe zi. Unii cetățeni așteaptă de mult timp amplasarea acestor terase rustice în municipiul nostru, dar chiar dacă inițiativa întârzie, aceasta este binevenită. Sunt însă și oameni care consideră că realizarea acestui comerț ar putea avea un impact negativ asupra populației. Că este binevenită inițiativa și dă un aer cu totul special orașului. Așa mai retro, ca să mă exprim așa. Este bine atât pentru cei tineri, cât și pentru cei mai mulți. Cei tineri cel puțin e foarte bine și pentru cei vârstnici, pentru că seara e plăcut să stai, să te întâlnești cu cunoștințe, prieteni. Că trebuiau amplasate de mai mult timp? Eu așa cred, că era bine, dar asta în funcție de prioritățile pe care le-a avut primăria. Ar fi bine dacă s-ar putea amplasa așa ceva în centru. Asta numai pe perioada verii. Da, pe perioada verii, normal, că iarna oamenii stau mai mult pe acasă. Este incorrect să se procedeze la altceva, să investească în școli, grădinițe, spitale, nu este o soluție. Barurile din împrejurimile școlilor este o teroare. Copiii, în loc să meargă la școală, se duc în bar.